9:09 avem culinaria în deșteptarea. Atât? De ce te râzi, mă? Nu-s trompete, nu-s fanfare. Așa. Domne, rețetă inspirată din fapte reale astăzi la culinaria. Da. Mai mult ca niciodată. O să vă spunem că asta este una dintre rețetele favorite ale Luca și a mea. Da. Foarte mișto. Și tot încercăm să-l facem și pe Zaf să gătească, dar nu. Da, și a mea. Copiilor mei le place foarte mult să mănânce pește cu orez. Și eu le fac orez la mașinăria de orez, pe care vă recomand, dacă vă place orezul, este o sculă foarte bună, pentru că înleznește gătirea orezului. Da. Așa. Și au mâncat pește cu orez și, ca de obicei, a rămas ceva orez. A rămas un bol destul de mare, cam 400 de grame, să zic așa, de orez, pe care ei de obicei îl mănâncă gol. Le place atât de mult orezul, mănâncă orez cu sos de soia. Da. Trebuie să este vorba despre așa numit orez chinezesc, adică nu este pilaf sau ceva de genul. Da. Este orez fiert în apă cu sare, poate cu un vârf de cuțit de unt, dacă vrei să fii, cum să spun, super rafinat, și care se fierbe ori la mașina chinezească, o mașină de făcut ori în orez, cratiță, ca orice alt orez. Ori în cratiță, cu un pic de apă deasupra, acoperit și, da. Raportul orez-apă față de pilaful ăla pe care îl facem noi sau de orezul pe care îl gătim în mod obișnuit e altul, în sensul că la o măsură de orez sunt 1,2 măsuri de apă, adică e puțină apă, știi? Da, și se fierbe acoperit la foc mic până când orezul trage toată apa. Exact. Și ăla rămâne afânat, așa, alb, frumos, orezul chinezesc. Și cum spuneam, a rămas bolul ăsta mare de orez la frigider, că întâmplător copiii în seara au mâncat altceva, nu? Și m-am trezit după 2 zile, am găsit bolul cu orez în frigider. Zic, mamă, ceva cu orezul ăsta, instantaneu mi-a încolțit gândul să fac orezul prăjit. Despre asta e vorba, orez prăjit e favoritul meu și al lui Vlad. Da, deoarece orezul prăjit cel mai bun se face din orez un pic deshidratat, adică după ce îți rămâne niște orez, de ăsta chinezesc, îl pui în frigider și îl lași 2 zile. Practic din restul, adică exact. Ei au descoperit rețeta asta, cum au descoperit italienii pizza, le rămăsese niște orez, ce să facem cu el, că decât să-l arunc mai bine, îl trag într-un ulei și... S-a făcut orezul prăjit, care este genial, dar care presupune, cum spunea și Vlad, să-l lași de preferat măcar 24 de ore la frigider. Ori, în general, ți-e greu să-ți planifici. Mie, cel puțin, mi-e greu să mă gândesc, azi e vineri, mamă, ce-aș mânca duminică un orez prăjit, hai că mă apuc să fierb niște orez azi, să-l pun la frigider. Nu. Mai există un chichirez. Poți să te duci la orice fel de restaurant ăsta chinezesc și în mall. Dacă le-a rămas ceva. Nu. Iei orez simplu. La cutiuță. Sigur, da. Da? E orez simplu la cutiuță și îl pui în frigider acolo și îl lași o zi, două. Dacă nu, ca să stai, nu stai tu să-l mai fierbi. Da. Orezul ăla e cel mai bun. Tot aia e, știi, și că nici trebuie nu să costă. Aștepți. E ca pâine. E adevărat, da. E ieftin. Bun. Și acum, ulei de floare. Niciodată de măsline. Sau de preferat unt. Acum, la prețurile de astăzi, mai greu. Da. Să prăjești orezul în unt. Da, ulei. Și în ulei eu prăjesc 2 linguri cu vârf de curry. Curry, okay. Condimentul curry, da? Mixul de condimente numit generic curry. Se prăjește în ulei câteva zeci de secunde, după care o ceapă medie tocată mărunt. Da? Ok. Până devine sticloasă, clasic, nu? Și pe urmă adaugi orezul. Și îl tragi un pic acolo. Orezul, să vedeți că după aceasta la frigider devine ușor casant, așa, adică nu rămân bulgări. Și tragi bine de tot și asta face ca tot căriul ăla cu ulei să fie absorbit de orez. Și se pun pe urmă sos de soia și sos de stridii, din punctul meu de vedere obligatoriu. Sos de oyster sos. Așa numit. Sos de pește. Sos de pește, eu vin cu el puțin mai târziu. Okay. Aici, în primă fază, pun sos de soia și sos de stridii. Pe urmă am ceapă verde, ardei roșu și ardei iute de la măricel, care să nu fie foarte iute, că na, e pentru copii. Și pe urmă poți să folosești fie pui, fie creveți. Ideal e cu creveți. Sau poți să nu pui niciun pic de carne. Da. Poți să-l mănânci ca atare vegetal și aici, mai departe, ai o întreagă... Vrei să spun cum îl fac eu? Pui, ce vrei? Broccoli, 2 secunde, dacă îmi permiteți, am terminat. Și pe urmă, deci când vin cu carnea, eu pun sos de pește. Dacă nu folosesc carne și îl las vegetal, nu pun sos de pește. Da? Sosul de pește, în general, potențează gustul cărnii. Și la sfârșit de tot, după ce s-a terminat, ulei de susan,
O linguriță, două, depinde de fiecare cât de mult vă place uleiul de susan, dar uleiul de susan este foarte aromat. Da, e condiment. Foarte, da. Și e foarte bun. Și nu trebuie să lipsească. Bine de tot. Și pe deasupra, pătrunjel tocat sau, dacă vă place, coriandru, coriandru. Eu fac așa. La fel, încing ulei, ori ulei de floarea soarelui, ori ulei de palune, de arahide. Ăla e cel mai bun. Da, care are temperatură mai ridicată și prima dată fac o omletă. Adică amestec două, le prăjesc foarte repede, o să vedeți că se umflu zdravăn. Omleta o scot deoparte, după care prăjesc orezul, îl trag într-o parte a ocului, a tigăii, adaug creveței de aia mici, pe care îi prăjesc și pe aia foarte, foarte repede, și pun, sunt niște mini-conserve, conserve pentru copii, cu porumb și ardei roșu. Da, alea mexicane. Da, amestec mexican. Amestec cu mexican. Ăla, scurse, un pic, pun și alea amestec și după care bag înăuntru la loc ouăle și sigur, am folosit uleiul de susan puțin, am folosit niște sos de pește și amestec sos de soia. Și asta este orezul prăjit. Deci tu nu pui curry? Nu pun curry. E interesant, o să încerc. La început. Da, o să vezi, da. E mai este, exotică. Este extrem de simplu, totul se desfășoară foarte repede, se gătește la foc mare, se prăjește rapid totul, se amestecă și după aceea se pune în farfurii și nu o să credeți cât de bun poate să fie. Se cer una, două beri la porție. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.